În privința microbiomului, acesta se strică, se distruge, în sensul că apare un dezechilibru, unele populații cresc, altele scad, oportuniștii îi mănâncă pe cei care sunt, care na, nu au acest dar de a supraviețui prin distrugerea celorlalți și, până încep să mănânce din mucoasă, apare impermeabilitatea, inflamația intestinală, permeabilitatea intestinală, ajung foarte multe toxine, inclusiv lipopolizaharide, care sunt fragmente din pereze bacteriene, în sânge și produc inflamație, inclusiv inflamație cerebrală. Se explică numărul exploziv de alergii? Alergiile și nu numai alergiile, bolile autoimune, tot ce înseamnă boală care are bază inflamație, gândiți-vă că și bolile acestea metabolice au la bază inflamație. Există și inflamația endoteliului, există inflamația creierului. Mai toți copiii cu autism, dar ei nu din cauza asta, ci din alte cauze, au disbioză intestinală și au inflamație cerebrală mare. Deci, degeaba îi dau eu un Ritalin sau îi dau un inhibitor de ADHD pe orice, că cauza este în inflamație. Acum au venit post-COVID foarte mulți pacienți la noi cu început de demență, dar în decurs de câteva luni apare demența și avansează rapid. De ce? COVID-ul coloniza o parte din bacteriile intestinale, le distrugea pe cele ostile și le favoriza pe altele și a produs disbioză. Disbioza aceasta produce inflamația respectivă și alte fenomene, pentru că intervine în mecanismele imune și apare, să zic, apare fenomenul ăsta de inflamație cerebrală cu fenomenele de demență rapidă. Nu e numai asta, pentru că noi vorbim de un intestin, dar în organismul nostru toate sunt legate. Deci, ficatul, sucurile biliare, pancreasul, toate sunt legate de microbiom. Aceste bacterii pot să se urce în intestinul subțire, să migreze și acolo generează SIBO, o supraîncărcare cu bacteria intestinului. Pot să urce în ficat și pancreas, pot să genereze inflamația pancreasului, pancreatită, pot să genereze cancer de pancreas. Avem mulțime de persoane acum cancer de pancreas și la toți le face microbiomul și este făcut praf. Și nimeni nu ia în considerare la ora asta, deși există deja zeci de mii de studii pricinuite de dezvoltarea acestor tehnologii de secvențiere, care arată că sunt legate lucrurile. Și au stări de anxietate, au stări de depresie și omul nu se mai poate salva, dar nu-și tratează fundamentul, pentru că noi ne-am întrebat în cauza, este permanent alimentată. Deci se schimbă la modul acela, în zona digestivă, se schimbă la nivel neurologic. Nervul vag este cel care face comunicarea dintre creier și intestin. Apar perturbări la funcționarea nervului și nervul vag, prin stres, poate să distrugă microbiomul. Deci numai faptul că ai cu stres și vin persoane și domnule, eu mănânc normal, dar te stresezi foarte tare. Și atunci tu nu mai ai nici digestie, pentru că el nu dă semnalele pentru a se face digestia. Nu ai absorție de nutrienți, ai depleție de nutrienți. Toate sunt foarte legate în organismul uman. De aceea copiii și adolescenții care cresc cu acești carbohidrați rapizi, deci se metabolizează rapid, cresc nivelul de glicemie, ridică sus insulina, scade insulina, apare rezistență la insulină. Deci apar niște mecanisme care în timp îl duc la boală. Și ajunge la 20 ceva de ani, 25-30 de ani să fie bolnav, dar bolnavi cu boli consolidate pe care greu le scoți din... Nu e așa ușor să le... Mai cu seamă că pe ei nu-i ajută starea mentală. Adică ei sunt pradă unor obiceiuri care îi distrug, pentru că sunt niște mecanisme de apărare în care omul salvează ce poate, dar alea sunt de multe ori nocive și destructive pentru ei. Îmi scriu multe mame pe internet să-mi spună că copilașilor nu mănâncă legume, nu mănâncă nu știu ce, ce e sănătos. Și prima întrebare pe care o pun, dumneavoastră mâncați? A, nu, că mie nu-mi place, dar eu mănânc ciocolată și de alea, dar lui nu-i dau, dar eu mănânc. Ce părere avem sau cum ar trebui să abordăm o creștere sănătoasă a unui copil în ceea ce privește alimentația? Este părintele modelul copilului sau nu? Imită copilul ce vede sau nu? În mod cert, copilul face ce face părintele, nu ce zice părintele. Și lui se pare o chestie nedreaptă ca părintele să-l pună să facă altceva decât face el. Pentru că el se vrea ca părintele, el e modelul lui. Și oricum, el așa cunoaște lumea, în primul rând, prin părintele. Că dacă părintele ar mânca cu poftă ceva, și lui s-ar face poftă de acel lucru. Dacă părintele nu-l mănâncă, dacă salata nu apare constant pe masă și se mănânce toți din ea, el nu o să mănânce salată.
Deci cred că și părinții sunt cauza. Dar pe de altă parte mai apare o cauză. Eu am constatat că copiii în care mănâncă cel mai bine sunt copiii din familii copii mulți. Unde nu-ți permis să refuzi mult. Pentru că nu mai ai ce mânca. Sunt mulți și cât ar fi o familie de înstărită, într-o familie copii mulți, pui ceva pe masă, mă, aia este pe masă, mănâncă copilul, că n-are încotro. În care este un copil, doi copii, e foarte greu să, pentru că ei au de să-și aleagă foarte multe, nu-i mai interesează, iau un dulce, o chestie, nu mai, gata, eu nu mai vreau, își permite, părintele e mai îngăduitor, când sunt mulți, îi dă una peste ceafă, du-te nemâncat în casă, lasă-mă pace, dacă nu vrei să mănânci, gata. Și vine după câteva ore și mănâncă, exact același lucru pe care l-a refuzat. Dar în familie copii cu puțini e mai greu de făcut lucrul acesta. Deci sunt mai multe lucruri care concură. Pe de altă parte sunt dependențele astea în care te țin pe noanem, pe ecranul te ține. Am văzut părinți ce îi ține cu copiii liniștiți la masă cu ecranul în față. Păi da, ecranul respectiv generează adrenalină. Ecranul respectiv te pune pe un într-un regim în care tu nu metabolizezi. Tu când ești în fight and fly, când ești în pericol, organismul tău trece pe simpatic. Da. Și atunci tu ești în luptă. Dar ca să faci digestia, trebuie să fii pe parasimpatic. Păi dacă ții pe copil toată ziua pe simpatic, nu o să aibă o digestie bună, nu o să-i placă mâncarea și o să vrea doar ce energie ca să stea în continuare la ecran. Și aia cine se dă energia? Glucoza, carbohidrații rapizi. Când îl dictează, bă, dă-mi energie rapid. N-am timp să mănânc, n-am timp să fac digestie, am nevoie de energie acum. Energie, atunci când dăm ceva dulce, imediat s-a dus, s-a transformat în glucoză, pac, hrănește creierul, te simți bine. Dar aia nu înseamnă că nu ți-a acordă, procură, să zic, macronutrienții, micronutrienții de care ai nevoie tu pe termen lung. Nu acum ești în luptă, dar ele tot timpul în luptă. Niciodată în istorie oamenii n-au stat permanent în luptă. De dimineața până noaptea stă în război și nici noaptea nu se mai liniștesc. Cum se mai liniștesc? Atunci dacă le fac analiza, că avem un test, se testează activitatea nervului vag și dacă le fac analiza, le găsesc au simpaticul sus, parasimpaticul jos. Pe termen lung asta înseamnă boală. Pentru că nu-ți funcționează digestia, nu-ți funcționează nervul vag, dă semnale către tot, lămâni, inimă, tot, nimic nu se poate merge cum trebuie, că tu ești permanent în război, dar oamenii stau în război. Dar zici, război nu era așa. Aveai acum lupta, dar între lupte stăteai liniștit. Nu erai tot timpul în tranșee cu glonțul pe lângă cap. Dacă stai pe ecran cu ochii și vezi violență sau vezi ceva așa, stimulează și desene animate și astea la copii sunt super stimulative. Deci sunt ca și cum ar sta în război. Și pe urmă îl decuplezi și zici că vrea să fie copil normal. Nu mai poate fi normal. Sau că dice nu doarme și că plânge în continuu. Sau ce nu doarme, trebuie liniștit. Nu. Eu personal cred că dacă s-a întâmplat ceva rău în umanitatea aceasta, acestea sunt device-urile care efectiv suminează dezvoltarea și funcționarea creierului într-o măsură atât de mare cum nu-și poate imagina nimeni. Și o să avem noi generații de oameni care nu o să poată munci, nu o să poată gândi, nu o să poată simți normal, o să fie bun doar de transformat într-un gunoi pentru mai mari lumii care o să ia și fărașul și o să-i arunci, cum zice Harari, parcă acel consilier al lui Schwab o spune oficial, deci nu sunt secrete astea. El spune că deja nu o să mai fie nevoie, o mulțime redundantă. Domnule, ăștia la asta trebuie să-i aruncăm cumva. Ce le dăm? El zice jocuri pe calculator, dar de fapt droguri și pornografie. Acolo se ajunge statistic, din păcate, și fiind și eu, mă rog, îs tânăr, dar cu atât mai mult când eram în floarea vârstei mele, să zic, 12 ani, 14 ani, am fost tânăr. M-am căsătorit între timp. E clar că cu device-urile astea te poți informa bine, mai ales astăzi. Poți să chiar faci bani. Te miri ce? Dintr-un TikTok, dintr-un Instagram, dintr-un YouTube și chiar cu niște lucruri care îți plac. Dar, inevitabil, prin acești algoritmi, clar dai de pornografie, clar dai de mult material care mai repede sau mai târziu, poate așa îți face cu ochii în primele faze, dar mai târziu, că sunt foarte bine gândiți algoritmii ăștia, revin după 2 săptămâni, după 2 luni, după 6 luni, te prind. Asta e o chestie cât se poate declară și de statistică. Ce putem face dacă ne adresăm tinerilor acum?
vrem să folosim device-urile, că vedem că ăsta e viitor, dar totodată suntem prinși și de algoritmii ăștia așa, înspre pierdere de vreme și chiar alte consecințe. Credeți-mă, eu însumi petrec mai mult decât ar trebui timpul pe ecran, pentru că toată cercetarea o fac pe internet. Intru pe Google Academic, intru pe site-uri și științifice și citesc studii. Nu poți înainta pentru că există la ora aceasta biblioteca acestea, bibliotecile acestea virtuale care te ajută enorm. Dar s-a constatat că foarte puțini oameni fac așa ceva. Iar noua generație aproape deloc. Calculatorul a fost la un moment dat făcut un studiu, știți că a dat Guvernul României vreo câteva, nu mai știu câți bani, pe vreo 30.000 de calculatoare date la copii. Și două universități americane au făcut o echipă care a făcut o cercetare să vadă care a fost beneficiul. Au analizat performanța la matematică română-engleză la copiii care au avut calculatoarele acestea în comparație cu controlul copiii care nu avuseseră parte de acestea. Constatarea lor a fost că a scăzut performanța la toate materiile acestea, deși puseră pe calculatoare programe educative pe care copiii nu le-au folosit, în schimb au folosit pe jocuri și pe tot fel de chestii. Înțeleg. Și în general, deci nu numai că scade performanța, scade atenția copiilor. Au probleme. Deci, întrebarea e de ce se cultivă atât de mult mijlocul acesta în învățare? Din 94-96 a făcut în Israel studii pe calculatoare și se vedea că unde introduce într-o școală calculatoare scade nivelul de educație. Și au apărut niște studii care au arătat că scad avem niște mecanisme meta-învățare. Acele mecanisme sunt cele mai importante privind învățarea. Un copil care le are dezvoltate învață puțin, dar reține foarte mult și știe să folosească cunoștințele. Unul care nu le are, e bine că ecranul nu ți le dezvoltă. Se dezvoltă în relație cu foaia. Pentru că tu ai nevoie, pe foaie stai mult mai mult și reflecți. Gândești. Ecranul te lasă să gândești bine, că te trage către alfa, și ține, e o lume care ține de excitație. Dacă este ceva excitant, stai pe ea. Vorbeam mai devreme că crește. Păi, noi știm un lucru, este o lege a dependenției. Dacă dai în fiecare zi aceeași cantitate de drog, ai nevoie să o crești pentru a menține stimulul, pentru a menține aceeași excitație. Deci, automat, orice curbă este crește în consum ca să menții același nivel de excitație. Aș spune și pe ecran. Nu se consum pornografie la început. Încep cu jocuri mărunte, pe urmă crește și jocurile de violență care sunt mult mai atractive și pe urmă ajungi la pornografie, care e super atractivă. Și pe urmă ajungi la altele. Nu mai vorbim acum că sunt cumplite. Deci cam asta este curba de creștere. Nu poți să menții excitația aceeași. De aceea pleacă omul de la a fi normal și scotrește prin a fi bisexual. Dau un exemplu. Sfârșește prin a fi criminal. La un moment dat a fost intervievat înainte de a intra pe scaunul electric, un criminal în serie. Am dat în pornografia Maradia secolului 20, am dat exemplul ăsta. Și el a zis, domne, dar cum ați ajuns? E un interviu. Și la sfârșit, ultimele cuvinte, zice, pe mine mă executați acum. Dar ce să faceți cu mulțimea de bărbați care au acces la pornografie, care consumă pornografie? Cu ei ce o să faceți? Pentru că el a fost un copil normal și chiar era un om intelectual. Dar prin pornografie a devenit un criminal în serie, omora femeile. Le viola, le omora. Dar cine este autorul moral? Cel care a produs acea pornografie filmografică. El a fost un consumator și unul care a dus la capăt până la consecințele ultime ceea ce a văzut. A văzut că în pornografie se violează, a violat. A văzut că se omoară, a omorât. Adică și-a respectat stimulii care s-a dat. Deci se pune problema vreodată de autorii morale a acestor comportamente? El așa a spus. Și eu cred că acesta este adevărul. Omul este transformat, și am arătat în carte, transformat într-o fiară. Apare un alter ego întunecat al propriei sale ființe, care îi dictează ce să facă. El își pierde libertatea. Dar cine controlează fantasmatic acele năluciri care pun stăpânire pe mintea omului și îl posedă și îl tiranizează și îl obligă la niște comportamente pe care el nu le-ar face? Cei care produc mesajele. Deci e foarte greu. Deci eu cred că noi trebuie să conștientizăm aceste pericole și să ne poziționăm într-un fel față de ele.
Și atunci avem o șansă. Altfel, copiii noua generație, adolescenții, nu au șansă, pentru că ele dau dependență și tu nu-ți dai seama unde vei ajunge. Tu știi doar unde ai plecat. Și te transformi încet, încet. Transformările quasi-statice, ai senzația permanent că ești același. Dar după o vreme ești complet diferit. Și tu nu ți-ai dat seama, pentru că te-ai transformat încet. Dacă cineva te vede în fiecare zi, zice, uite, nu s-a schimbat prea mult. Dar dacă cineva te vede acum și după un interval, zice, da, extraordinar ce schimbare îl văd în el. Pentru că așa suntem noi. Noi observăm doar diferențele mari. Diferențele mici sunt greu sezizabile. Observ în cazul femeilor tot mai multe cazuri de anxietate și insomnii, mă includ și pe mine acolo, în timp ce stăteam nopțile și mă uitam pe pereți, Sorin dormea lemn, sforea lemn. De ce noi suntem mai sensibile sau care e problema de ne afectează în halul acesta? Și nu-i vorba numai de mine, am mii, cred că, de mesaje de la femei și tot timpul pun întrebarea dacă și bărbatul e afectat, mă, și noi. Care e secretul? Sunt multe cauzele. Cele mai comune, să zic, în afară de microbiom, că bineînțeles. Păi și microbiomul, pentru că femeile sunt constipate într-o rată mult mai mare decât bărbații. Ele fiind mai pasive, omul modern este mult mai pasiv decât omul tradițional și nefăcând mișcare are un tranzit intestinal mult mai slab. Femeia cred că l-are mai mic, mai slab decât bărbatul și de aceea cred că are disbioză mult mai probabil decât bărbatul. Pe de altă parte, femeia, pentru că este legată de perioadă, are depleție de anumiți nutrienți pe care nu-i recuperează, cred, în măsura în care trebuie, printr-o alimentație și inevitabil sistemul nervos intră în criză, organismul. Astea sunt cauze, zic, întotdeauna încep cu ce este natural, ce e biologic, pentru a ajunge mai sus la cele, pentru că aici sunt lucrurile în care noi putem face ceva. Eu pot să-mi schimb o alimentație, pot să fac puțină mai multă mișcare, asta este simplu. Adică zic eu că ce mai simplu decât să schimb un obicei de viață, o deprindere, psihologic dobândită. Pe urmă, femeile cred că sunt mult mai mult legate de gânduri. Femeile mentalizează mult mai mult, problematizează mult mai mult, se întreabă, sunt prizoniere unor decizii sau altor decizii, nu știu dacă le-au luat bine. Apar conflicte mult mai ușor în mintea femeii decât în mintea bărbatului, care pe termen lung produc o eroziune și o epuizare. El se consumă mult mai enorm, mult nervos decât bărbatul. Bărbatul e mult mai simplu. El are chestii clare, fixe. E fiind și puternic, nu-l interesează să pacă el și le face prin forță sau prin alte mijloace. Femeia trebuie permanent să știe cum se poziționeze. Pentru că ea este mai slabă în felul ei, în sensul că are nevoie de suportul bărbatului sau al familiei, într-o societate în care acest suport dispare sau devine inutil, din vari motive, sau pentru că ea nu mai cere acest suport, ea devine suspendată și apare temerea că nu e bună opțiune, alegerea. Și această temere iarăși este una care produce eroziune. În timp, duce la stres mental, te afectează. Pe altă parte, femeia are nevoie de stabilitate. În societatea noastră nu mai este stabilitate. Nu mai există servicii stabile. Nu mai este niciun soț stabil. Nu mai este nimic stabil. Toate se pot descompune la un moment dat. Pe femeia asta o spământă, pentru că ea rămâne descoperită. E mult mai greu pentru o femeie să își refacă o familie decât pentru un bărbat. E mult mai greu pentru o femeie să se așeze. Eu am văzut femei care, în momentul în care nu au avut casă, după ani de zile, au rămas însărcinate prima oară. De ce? Plecate din țară, nu aveau un loc al lor. Femeia are nevoie de un loc, are nevoie de un loc mental. Dar locul, spațiul fizic îi oferă și stabilitate mentală. Îi dă sentimentul că sunt acasă. Și atunci poate să rămână și sărcinată, poate să... și capete mai multă liniște.